Un cunoscut afacerist din Arad, Alexandru N., a fost găsit mort într-un imobil din localitatea Boxig, unde locuia. N., administratorul în acte al firmei Nolio Restaurant, care deținea balastiera de la Horia, era implicat într-un dosar complex de evaziune fiscală și activități ilegale. Acesta era cercetat pentru executarea de activități miniere fără permis și pentru lucrări pe ape fără avizul necesar. N. era investigat împreună cu Ovidiu Palcu, patronul Inteco Holding, pentru implicarea în aceste activități ilegale. Deși era oficial administratorul balastierei, se specula că N era doar o figură de acoperire pentru adevăratul proprietar al afacerii. Cadavrul lui Alexandru N a fost descoperit duminică, dar informația nu a fost făcută publică imediat de către autoritățile competente. Ancheta în acest caz este în curs de desfășurare și va clarifica circunstanțele morții sale și legăturile cu activitățile ilegale investigate.